Merge mai departe legea offshore? Înțeleg că este un consens în coaliție. Cum stau lucrurile Da, trebuie aici? să. A înțeles toată lumea în această perioadă că este foarte bine să ne bazăm pe lucrurile pe care le avem. O lege a offshore-ului exista și înainte. Diferența era de redevențe și de cât încasează statul român, cât încasează compania care explorează în Marea Neagră. Era o diferență de 90% versus 10%. Acum s-a ajuns la o formulă, încă se negociază, dar o formulă mai acceptabilă pentru toate părțile. Și să nu uităm că Romgazul a cumpărat partea pe care Exxon o avea în Marea Neagră, ceea ce înseamnă că o companie de stat românească va deține o bună parte din din gazul care va fi scos din Marea Neagră. Compania românească, bineînțeles, că poate să decidă cât folosește pentru intern și cât dăm pe urmă dacă mai rămâne ceva către extern. De asta mă bucur foarte mult că s-a ajuns la o concluzie politică și că putem să în următoarele 2-3 săptămâni să avem o lege offshore-ului modificată, astfel încât să dăm drumul la treabă. Deci, cam în 2-3 săptămâni Așa se putem estimează. vedea și efectele acestei legi sau Efectele le vom vedea în timpul anului, efectele. dar să sperăm că vom avea o legislație actualizată. Exact.